Carmen! Yes, am ajuns! Băi, nene! Ai ajuns, dar ce ai făcut? Ce făcuși? Unde-i mașina? Ce pățiși? Am făcut pană! Ai făcut pană de care? Pană de benzină sau pană la mașină, la roată? Nu, pană... Stai, ia uite, bă, nene, cum e televiziunea! Gata. Bună ziua și bine ați venit. Bună ziua și bine ați venit alături de noi la emisiune. Nu, fii atentă, intră repede pe aici să te și prezint. Intră ca și cum nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu vin și tu cu zâmbetul pe buze, da? Bine. Oameni buni, astăzi vine la emisiune să vorbim despre clanul, dar să și joace roata provocărilor nimeni alta decât frumoasa, eleganta Carmen! Bună, Carmen! Bine ai venit la emisiune! Bine v-am găsit! Mă bucur că ai ajuns la timp! Și eu! Dar știi care e chestia? Că mi-e place să le arătăm telespectatorilor și cum stau lucrurile în realitate. Eu aș vrea să se vadă fața Gretei. Fața Gretei? Da, Greta are... Întotdeauna e panicată când observă că nu ajung invitații. Nu, e adevărat. Haide să luăm un loc, draga mea, Carmen. Ce faci? Deci ai făcut pană? Deci nu pot să cred. Ce ai aici? Biscuiți, sosuri și șaturi? Da, o să vezi despre ce este vorba. Deci, draga mea, spune-mi ce s-a întâmplat. Bineînțeles că am întârziat cu pregătitul. Am plecat de acasă rapid cu mașina și, grăbindu-mă foarte tare, am luat o bordură. Cauciucul s-a crăpat și dă-i, uite-te, toată lumea, hai să te ajutăm, s-a întâmplat ceva, nu mulțumesc, am parcat mașina frumos, regulamentar, am făcut un Uber ca să ajung la... Deci stai un pic, deci tu i-ai dat una bordurii, ai rupt cauciucul în două și ai rupt și geanta. Nu, e safe. Am luat puțin bordura astfel încât cauciucul doar s-a crăpat, e doar cauciucul, nu am nicio daună, e tot în regulă. Da, nu, dar dacă se uite acum și familia la televizor să stea liniștită, că e tot în regulă, n-a pățit nimic, Carmen, da? Nu. Doar un cauciuc, asta e. Ce-ți face sora, când naște? Foarte bine, în iunie suntem pe întâi programați, dar știi cum e. Mamă, să vedem, de ziua copilului, să vedem cum o să se, să se miște lucrurile. E foarte fericită, ea în greutate, ceea ce nu-i place, asta e. I-a luat mai mult în greutate decât tine, că presupun că întotdeauna sunt chestiile astea. Fată, tu câte kilograme ai avut când erai însărcinată? Cam pe acolo, să știi. Păi atunci trebuie să se uite la tine și să-și dea seama că lucrurile imediat se refac. Da, dar să știi că și eu am trecut prin asta. Eu eram foarte panicată că voi rămâne cu acea burtică de după naștere, pentru că după ce am ieșit din operație, eu mă așteptam, gata, s-a terminat, nu mai e copilul. Hai, vino, revină înapoi. E de muncă. Și e, dacă ți-a 9 luni să crească copilul și să se dezvolte și burtica ta se modifică și în exterior și în interior, 9 luni de zile minim îți ia ca să revii înapoi. Asta o știi de la ginecolog. Păi asta e fix. Asta jur, dacă zic, nu e să am auzit vorba asta de la toți doctorii ginecologi. Ei spun, dragă, de ce te grăbești dacă 9 luni a durat? 9 luni? Este că de acolo e? Da, și asta e adevărul, pentru că te panichezi după ce tu ești obișnuit să arăți într-un fel atâta timp, la un moment dat nu mai ești tu... Da, toată lumea știe, m-am stăturat să zic eu. Da, pe bune. Da, am zis de prea multe ori parcă, hai să trecem peste. Să trecem peste depresii, să fie bucurie. Dar stai că acum am citit în ziar cu Adi Minune, tatăl tău, că și el a avut ceva probleme de sănătate. Da, dar în 50 undeva. De ani niciodată nu a fost internat. Eu niciodată în viața mea nu m-am dus la tata în vizită. A fost pentru prima dată și am 25 de ani când m-am dus la tata cu pachetelul la spital. Cred că asta da, a fost mai fost șocul mai mare. A fost șocul foarte mare, dar la un moment dat când stai și îți dai seama, băi, eu sunt un om care muncește zi și noapte fără pauză. Bine, am învățat să-mi bine plăcutul cu utilul și când are o cântare pe afară și face și 2-3 zile de vacanță, dar asta nu schimbă faptul că el are foarte multe nopți nedormite. Foarte mult timp stat în picioare, foarte mult stres, pentru că e un stres să poți să menții, știi, o nuntă întreagă. Normal. Și, știi ce? Mai povesteam o dată cu un doctor cardiolog care zicea, cred că la noi la podcast, știu că a zis, un doctor ăsta ceva foarte tare, mi-a plăcut. Face, domne, sunt foarte mulți care vin și zic, doctore, eu nu dorm noaptea că lucrez, dar dorm ziua. Și asta nu are nicio treabă. Somnul ăla de noapte nu are nicio legătură cu somnul ăla de zi. Exact. Adică nu te ajută la absolut deloc. Plus, îți dai seama, un program întreg dat peste cap de la alimentație, el niciodată nu lua pastile, el e genul de om care niciodată nu-l auzi, pe care niciodată nu-l auzi să spună, băi, mă doare ceva sau mi-e rău sau așa. El maxim stătea în pată el și la alimentație, nu poți să zici că asta omul pentru perfuzii și gata. N-a spus pe sală.
salate la petreceri și la toate astea. Adică n-a fost pe quinoa și pe, eu știu, tot felul de semințe. Dar ce a pățit practic? El ce i-a zis doctor? Păi a avut o mică problemă digestivă, la o problemă la stomac și îi cauza dureri foarte mari. A fost la o nuntă afară unde a și simțit că leșină. Ăsta a fost motivul real pentru care a început să ne zică că e rău, pentru că el niciodată, repet, n-a zis asta. L-am întrebat cum se simte, ce i-a spus doctorii. Doctorii i-au dat un diagnostic foarte grav, nici nu-l mai țin minte, că am încercat să-mi șterg partea aia din memorie, știi ce zic, a creierului. Și a mers, s-a internat, a făcut perfuzii o timp de o săptămână, cred că a stat în spital, dar știi, se zice că tot rău e spre bine. Până la urmă el n-a avut nicio săptămână în viața lui să stea cu minte în casă. Și practic diagnosticul pe care l-au dat doctorii nu s-a adeverit, nu? Păi, nu știu ce să zic. Acum zic nu că... există niciodată să te duci la doctor și să zici că, Doamne, ești perfect sănătos. Da, na, nu știu, că ai zis că te speriase diagnosticul ăla. Mă speriase, nu mai țin minte să vă zic, dar oricum. E bine, suntem acum bine. Acasă. E foarte bine, nu e acasă, trecut, e la treabă deja. A trecut pe salate, a trecut pe alt să știi că regim, da, nu? Da, și mă bucur că a lăsat-o pe mama să aibă grijă de el și l-a ținut numai pe supe, creme și pe tratament din ăsta special. Am înțeles. Eu cred că el s-a prefăcut că a avut ceva, că avea nevoie de un răsfăț așa să fie. Și cred că avea nevoie de mâncurile astea. Gata, ți-ai tras sufletul? Trebuie să zic, că m-am, în timp ce mă machiam, m-am uitat la două dintre emisiunile tale cu Roata. Da, și? Mi-e cam frică. N-ai de ce, tu unele sunt faine, unele nu. Păi, provocările alea. Și că n-ai de ce, unele sunt faine, unele nu. Oameni buni, să nu uităm că duminică e clanul la Pro TV. Asta trebuie să știe o țară întreagă și știe o țară întreagă că se uită duminica la serial. Carmen deja, Nadine deja. Ce-a pățit tu? A murit. Dar de ce tu? Ce acum? A făcut prea multe rele. Trebuia să-și primească... Văd aici imaginile. Trebuia să-și primească pedeapsa. Uite, aici a fost o secvență foarte, foarte plăcută pentru mine. Era foarte, foarte frig. Eu nu eram foarte îmbrăcată și am stat legată în jur de 12 ore. Chiar m-am ridicat. Ai stat ridicată? Da, legată, da. Păi, cu mici pauze, gen doar să ies și să beau puțină apă, dar am stat legată foarte mult timp și în momentul în care m-am ridicat în picioare, noroc că erau oameni pe lângă mine, era să cad, pentru că ți-am amorțesc de la frig. Da, jumătate de corp. Nu 12 ore ai stat pentru secvența asta? Nu mai simțeam. Da, pentru că sunt mai multe secvențe legate și regizorii noștri adoră să ne pună în situații din astea în care să filmăm totul one shot. De asta și iese cum iese așa. Da, da, da. A fost o experiență unică și îmi pare din tot sufletul meu rău că s-a terminat, dar mă bucur că am făcut parte din acest serial și că am cunoscut atâția oameni talentați și că am avut onoarea să joc alături de legende deja ale da, lumii actoricești. Cum s-a fost? Că toată lumea s-a uitat, a văzut la clanul, că practic sfârșitul Nadiei este împușcată în cap, nu? Da. Nadine. Da, este împușcată în cap, răpită de oamenii lui Măcelaru. Practic, ea tot timpul și-a menținut, cum să zic, poziția de femeie puternică și de copil răzvrătit și de așa, dar i-a venit momentul. Dar ți-a fost frică când a pus pistolul sau cum a procedat? Nu, efecte speciale, nu? Nu mi-a fost frică, dar a fost interesant tot procesul, pentru că... am fost mai întâi legată, răpită, trasă, ținută de gât, ținută de gură, cu pistolul în față. Am avut tot felul de secvențe din astea în care știi instinctul ăla uman de bă, stai puțin, nu pune mâna așa pe mine, nu mă lua așa. Știi, trebuie să treci puțin, să-ți ieși puțin din zona de confort, pentru că e dubios, da. Niciodată nu se întâmplă asta în viața reală, știi? Așa e, da. Și a fost o experiență unică cu tot ce se petrece acolo și cu toate lucrurile noi pe care le vezi pe platoul de filmare. Deci e fascinant. Și erai legată tot? Era fascinant. Da, eram legată la mâini și la picioare și ținută de gât cu pistolul la, la cap. Și erai cu mâinile la spate? Da, 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 da. Și ai stat așa, nu? Am stat așa, da. Cu multă tensiune tot, nu? Tot. Cășmar, pum! Scoate așa, nu te-ai speriat acum. Asta... Vezi, deja am experiență, dacă mai pățesc o dată. Stai liniștită, că niciodată n-ai experiență cât trebuie. Da. Astea sunt mai multe duble? Da, s-au tras mai multe duble. Dar știi ce vreau să te întreb? Acolo legată când stăteai nu erau și pșeri pe lângă tine sau să apară paianje? Că era într-un beci, într-o nu, casă părăsită. Nu. S-au găsit niște locații foarte, foarte, foarte bune în care, să știi că s-au creat niște... Doamne! Bă, mai nu stai sănătoși! Ți-a plăcut, eh?
Nu, stai liniștit, că am mai văzut. Bă, băi, nu știu să mi-aș așa. Gata, te-a luat, da? Ce zici, mă, Carmen? Tu credeai că doar acolo, în clan, nu se întâmplă lucrurile astea? Te-a luat așa, cu emoții? Bă, băiatule. A fost? Cum a fost? Băi, nu mă să-l sun pe tata. Să rezolvăm Greta, treaba. Greta, faci acum, ia microfonul, ce vezi microfon? Uitați-vă la mâinile mele, sunteți nebun la cap. Da. Cine se uită sus acolo? Crede-mă că e mai periculos la noi decât în clanul. Măi, mă rog, tu nu ești sănătos, mă jur. Ți-a dat iubirea telefon. Dar de ce te iei de mine telefon? Păi nu, dar scrie mare bă, pe deci, ecran, iubirea. Am avut nu scrie deci, mesajul, scrie iubirea. Azi de dimineață am avut un feeling că se va petrece ceva aici, jur. M-am gândit, ori îmi cer ceva din o ecuație, ori îmi cer să rezolv o ecuație și mă fac de râs. Tu ai visat ori... asta? Da, nu știu, m-am gândit că se întâmplă ceva, nu știu, nasol, dar încă trebuie. Fii atentă, uite-te un pic aici. Ia, fii atentă. Stăteam noi de povești și apare... Mai tare pare că m-am speriat eu. S-a tăiat și la moment, ai la, în clipă, pac, deci e tot în regulă. Deci bună, bine ai venit, Carmen, la noi. A, că bine ai venit, mi-ai dat o măruță numai. Dar fii atent, dai, citește mesajul de la iubirea ta. Nu, că mi-e frică. Citește că ne-a înjurat, dă-ți zi, citește. Hai mă să fim adevărat. Deci, ia zi, cite-ai pe bune, deci iubirea de mesaj, dar doar ăsta de la iubirea mea. Ia zi. Vezi, poate ajungi tu să iei fata, ai mașina în curte, deci soțul e pe aici, mi-a lăsat mașina. Vezi că a început ploaia, n-a văzut. Că a început ploaia, deci trebuie să mă duc să iau pe Sofie după ce plec de aici. Și clip de la sormea, trebuie să o ajut să-i fac selecția pentru pozele de graviduță. Am crezut că a dat acum iubirea mesaj, stai iubire că vin să rezolvăm problema cu Paianganu. Paianganu. Paianganu, ți-a plăcut? Fivar Paianganu. Nu, nu mi-a plăcut. Nu te așteptai, nu? Nu. Mi-ai luat toată starea, tot, nu stai așa. Aia este, băi, să știi ce, am văzut imaginea din clan și mi s-a părut că ți se potrivește chestia asta de actorie și ești foarte tare, serios. Da, și asta e tot actorie. Și asta nu, dar asta ești a fost pe bune, dar acolo foarte tare ai fost. Mulțumesc mult de tot. Și de asta nu înțelegeam, efectele speciale te-au speriat, pentru că, uite, de exemplu, ai văzut chestia asta la Hollywood cu Alec Baldwin, nu? Care la un moment dat, un scenograf i-a dus un pistol și pe pistolul ăla era un glonț și a omorât pe cineva în timpul filmării. Da, am văzut un glonț adevărat. De genul, da. Și de asta vreau să te întreb, ți-e teamă? Adică verifici și zici, bă, mai verificați odată să fiu sigur că n-am e ok. N-am avut în mână un pistol. Pistoalele noastre au fost de jucărie, testate înainte de oamenii din producție și totul a fost foarte, foarte safe. Ceea ce s-a întâmplat mai așa e că m-am ales cu niște vânătăi. Asta e pe mai 12 ore să stai acolo, zici. Da, m-am ales cu niște vânătăi. Băieții care au o luptă în fața mea, Tudor și cu Micu, s-au julit, s-au zgâriat, s-au tras de gât, s-au toate cele. Ca băieții în curtea băieții, școlii. Da, și n-a fost nimic grav. Dar emoțional a avut un foarte mare impact asupra mea și în special asupra lor mei, pentru că m-au sunat că ei nu se pot uita. Ei se părea prea, îți dai seama, vezi copilul tău în postura asta. Hai să vă zic o fază amuzantă rău. Era mama în dormitor, sora mea în living, televizorul era pe Pro TV și sora mea țipa repede: mamă, să nu ieși din cameră! Era ecranul cu fața mea direct împușcată cu sânge pe față și mama e foarte... Da, nu sunt portă să vadă așa ceva. Îți dai seama, cred că pentru orice mamă da, e șocant să vezi chiar dacă știi că e film și chiar dacă știi că copilul lângă tine... Tot și, te... mama a venit repede de tot, dar de ce credeți? A crezut că i s-a rupt afa lui sora mea. Ca sora mea era pe canapea și a țipat: mama, să nu ieși din cameră. Mă și mama ta, oleu, naștea noastră. Oleu, naște, da. Naște Adriana. Și când s-a dus în living eram eu cu capul găurit. A, bine m-am pușcat-o, hai că mă întorc înapoi. Nu, a zis că din momentul în care a auzit că, din momentul ăsta pe care îl vedeți acum, cel în care mă răpește, deschid ușa și mă uit șocată, și că ai mei au făcut urât prin casă pe acolo. Știți voi ce? Vorbeau în toate... Mamă, cum plouă, tu auzi cum a început să plouă? Nu pot să cred. Deci a avut dreptate soțul meu. Deci e furtună? Că plouă. E furtună! Hai să dăm la roata provocărilor. Aduc roata aici în fața publicului. Mamă, ciucă, ia-te-mă, dă o cameră un pic să vedem cum plouă și noi. Afară plouă cu găleata, adică nu știm cum e la noastră, dar oameni buni, să ne spuneți dacă plouă sau nu. Ia să vedem. Bă, ia, ciucă, scoate o găleată, să vedem în cât timp se umple.
Zici? Pentru că plouă cu găleata. Avem o găleată, ne dau găleată. Uite-te aici. Se aude mai tare decât se vede. Da, alarmă fals. A, dar nu se vede așa tare, uite. Nu. Dar nu mai e nimeni prin curte. Păi vrei să stai cineva în ploaie? Da, uite, a căzut palmierul Peghin, a căzut palmierul. A căzut palmierul Peghin, da mă, plouă. Da, uite mă, uite, de ce e, e. Asta e, bun. Hai să învârtim roata provocărilor pentru prietena noastră, Carmen, să vedem ce îi rezervă viața și ce provocări. De ce ți-ai luat privirea aia, mamă? Haide, deci... Carmen, ce ți-a plăcut asta cu paia în genul? Nu, mulțumesc. Trebuie să mă pun eu în partea asta așa ca să stăm... Te rog, unde vrei tu, doar să învârți roata. Cât mai departe de tine, mai nou. N-aș zice, Carmen, nu știi ce se poate întâmpla. Ia să vedem. Și roata provocărilor se oprește la plicul albastru. În funcție de culori? Plicul albastru, cum? E în funcție de culori, nu. Dificultatea? Nu, nu are nicio treabă. Îl lăsăm așa aici, deci ca dacă, să mai poată dacă, fi folosit. Aș putea să vă arăt cum îmi bate inima. Arată ultimul mesaj de pe WhatsApp. Cred că e cel pe care l-ai arătat. E îndeplinită, da. S-a îndeplinit, adică era iubirea mea care a spus, iubirea mea, ți-am lăsat mașina în curte pentru că tu ai cum făcut... Cum are să-ți aia, grijă de mine? Uite și cheile, iubirea mea, l-a lăsat la pază. Bă, ce iubit ai. Iubitul deci tu ai dat meu. Telefon. Soț, măi, măruță, mă, soț. Băi, ce soț ai, ce iubire ai. Deci tu ai spus, vezi că am făcut pană, s-a dus, pac, imediat a rezolvat. Nota 10, uite și cheia la mașină. Mulțumesc mult, mersi. Foarte frumos. Da, mai departe? Mai departe. Ia să vedem. Mamă, de necum plouă. Ciucă? Da? Poți să zici, lasă să o punem pe Carmen, că ea e actriță. Asta. Să zică repede, dar repede, de 10 ori, mama în curte spală vara. De 10 ori? Dar repede, repede. Mama în curte spală vara. Mama în curte spală vara. Mama în curte spală vara. Hai că ajung. Arată a doua poză din galeria foto a telefonului tău. Deci a doua poză, deci mergem la amintiri vechi de mult. A prima, gen? A, penultima de atunci, sus de tot? A doua poză, a doua, penultima. Penultima? Da, deci, stai să mă uit eu mai întâi. A scris un coleg de-al meu de pe vremea pagerului și de asta arată deci a doua. Poză. Păi că tu ce înțelegi, arată a doua poză a doua din galerie. A poză e din galerie de la început. De sus de tot? Da, exact, asta mă gândeam și eu. Uite, mă! Băi, ce tare e! Este mama, mireasă, cu fratele meu și tata cu fratele meu. Da, o poză făcută colaj de acum... din 2007 sau 2000. Deci aici e. Da, 2007. Deci aici e tu cu cine e? Nu, nu, nu. E mama cu fratele meu. Cu Adi, da. Și acolo în cer așa frumos editată poza este tata cu fratele meu. Ce mișto. Vezi a doua poză din telefon. Da. Nu ai mai văzut de mult, nu te chiar mai. Chiar da. Ce drăguț. Da, vezi? Hai să mai învârtim. Îți place aici la noi cu provocări, Carmen? Nu știu ce să zic, Măruță, că mi-ai luat tot mau. Nu e, mă. De ce mă te-a speriat pe tine un paianjel? Da, da, rău de tot. N-ai de ce, tu știi. Avem și alte animale mult mai fioroase. A, nu, mulțumesc. Pe cum? Ultima dată am adus aici un dinozaur. Da, chiar am iar fost iar cu... Iar am avut un miel. Serios? Da, am avut un miel la emisiune, sărea la gât. Peghi, ce face mielul? Răspunde la întrebare sau mănânci picant? Și citești întrebarea în gând. Mănânc picant. Dar trebuie să dai răspunsul. Dar nu zic întrebarea, da? Ba da, trebuie să... Păi și ce, bă, și mănânc picant și așa? Da, mă, ai dreptate. Nu merge, mănânc picant și gata. Păi da, dar trebuie să dai răspunsul, dar lumea nu știe de ce ai zis răspunsul ăla. Nu pot, nu. Păi nu citim întrebarea. Nu pot. Nu e... Lumea nu știe, zici așa... După să mai citesc o dată. Nu, fii atent, deci tu zici un nume, rupa asta, mâncăm iute, lumea nu știe despre ce vorba. Știu, un nume, nu știe lumea la ce ne referi. Nu știu. Flori, filme, fete sau băieți, actori, veseli, cântăreți. Dar știi, nu e fair, pentru că dacă tot mănânci picant, trebuie să tai da, și da, din nu, gură. Păi fair e pentru că dacă tu mănânci picant, eu nu citesc. De exemplu, tu zici Radu Ciucă, îți dau un exemplu. Lumea se gândește cu Radu Ciucă, s-a văzut ultima dată. Ultima dată a făcut o poză cu Radu Ciucă. Sau Radu Ciucă, nu știu, cine e, i-a filmat clipul sau ceva. Nu, lumea nu știe. Deci tu trebuie să dai un nume și pac, de asta mănânci picant, ca să nu citem zi. Nu știu. O să zic de femeie? O să dai... Hai că fac o... De, gata. Fac, da. Antonia. Jură-te tu. Dar nu citești, dă să mănânc. Dă să mănânc repede.
repede că el citește întrebarea. Unde ce trebuie să mănânc? Deci ai zis că nu citești, nu citești niciodată. Și e un pic sos iute. Mama, dar n-am spus de ce și nu spunem, dar ar fi fost interesant. Dar nu pune mult, te rog, nu, sufletul meu. O picătură. Ai văzut? Deci, ca să știți, eu nu mănânc picant absolut deloc. Atunci mai spune un pic. Nici măcar aripioare de la, știți voi, de unde? De la mama. De la mama mea, adică. Ai apă? Am mai șters. Mergem mai departe, hai să mai învârtim. Hai că nu e așa, uite. Ce? Carmen, nu e așa, iute. Fii atent, am avut paianjen, am avut picant. Unde, practic, mai ai dreptul la o provocare. Ai câștigat încă o provocare. Poți să mănânci ăla. Hai să mai învârtim roata. Băi, nu vine să cred. Bă, dar mai spar cu chestia asta, adică e tare de tot treaba asta. Păcat că n-am citit-o, adică era ceva extraordinar. Da, hai fost meseria, hai. Gata, nu, foarte bun. Bun, hai să vedem mai departe. Carmen, mai învârte roata provocărilor și vedem despre ce este vorba. Ciucă? Cine m-a pus, Doamne, pe mine să vin la emisiunea asta? Cum mă, cine? Destinul! Ia. Mai învârte. Perfect. Și scoate ce avem aici în plic. Ce, iute? Uite apă pe bar acolo. N-a băut nimeni. Culmea e că acum îl implicăm pe Radu Ciucă. Deci nu citim. Ideea e că tu trebuie să-l faci pe Radu să ghicească cuvântul. Explică și dă indicii despre acest cuvânt. Deci explici, poți să vorbești, să dai indicii despre acest cuvânt fără să mimezi. Sunt foarte bună la activity. Da? Fără să mimezi și fără să rostești nici măcar o silabă din acest cuvânt. Deci de asta zic. Haide, Ciucă, trebuie să stai cu minte, da? Da. Deci ce trebuie să fac? Haide, vino aici lângă el, cât mai aproape. Deci încă o dată. Deci n-ai voie, n-ai, exact, foarte bine. Stai aici, deci. Stai așa, e foarte bine aici. Exact. Deci explică și dă indicii despre acest cuvânt fără să mimezi și fără să rostești nici măcar o silabă din acest cuvânt. Ciucă, dacă nu ghicești, bei un șat de lămâie. Deci trebuie să ghicești un cuvânt, n-ai voie să zici cuvântul. Un cuvânt n-ai sau indicații. Și cum am citit în franceză? E simplu. E ca la tabu. Deci, începem. Acum la activity se întoarce clepsidra. Continuă cuvântul. Nucă de... Cocos. Bun. Cocos. Păstrează primele 4 litere. Așa, băi, cocos. Măruță. Ce? Băi, ce? Cocos. De ce? Ai, că nu s-a speriat. Nu s-a speriat. Da, simți ceva scump. Asta e niște cafe manacondă. Nu știu, mă, de unde le găsesc. Băi, oameni buni, dar voi nu sunteți întrânși la minte. Măi, eu mereu le zic, crede-mă. Doamne. Hai mă, că avem și noi jucării, zi. Deci mai departe, indiciu. Deci coco. 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 Așa. Uite, bă, ce șmecherie. Și găsi, e un cuvânt între care începe cu astea 4 litere. Nu e ăla de face... Nu e ăla de este soțul găinii. Deci nu e cocos. Bă, deci tare, că nu m-am gândit niciodată așa să le explic. Coco stârc. Bravo, boss. Boss, e șmecherie, Carmen. Da. Ți-am zis că ești foarte bună la activity. Deci dacă mi-ai scos ceva de pe aici, jur că ies. Stai liniștit, yes! Carmen, că e totul în regulă. Îți mulțumim mult de tot că ai venit, ești foarte faină. Și să știi că mi-a plăcut. Era să zic cum... și eu vă mulțumesc, dar mă duc acasă și plâng. Ce mă, chiar așa? Dar câte stări mi-ai dat aici. Asta am vrut și să te trecem printr-un carusel. Crede-mă, atunci când mergi la o emisiune, poate cei care n-au fost niciodată pe canapeaua asta, nu știu, dar e prima, ți-aduce aminte că prima dată în viața asta când am fost într-o emisiune, am fost la tine. Da, pe hepilică. Eu când vin aici, la un moment dat mă relaxasem, însă în ultima perioadă, cam de când a apărut masa cu sosurile, am văzut de ce e capabil Carmen, Măruță. Vreau să și când relaxată, vin aici am niște emoții de simt că leșin. Astăzi nu mi s-a întâmplat și faza cu roata și vin aici tu mă dai ca Măruță. Deci s-a întâmplat faza cu roata și ai venit la roata provocărilor. Uite ce am găsit. Faza cu roata și ai venit la roata provocărilor. Ia. Ia uite bă cine era aici. Wow. Nu pot să cred. Wow. Stai un pic, uite veverițele. Mi-e dor de ele, mă, veverițele noastre dragi și de trupa zero. A fost ziua lui Piscunov, toboșarul. Da, ia uite. Piscunov, băi, deci happy hour. Stai să te vedem, deci tu erai acolo cu sora și fratele meu. Îți place ce freză aveam? Ia să vedem.
Știi, foarte multă lume spune că m-am schimbat. Vorbeam acolo. Băi, uite, tot în verde eram îmbrăcat. Uite, mă, tot în verde. Uite că nu. Tot nu, în verde. Nu mi se pare că m-am schimbat atât de mult. Știi, nicio. Pentru o perioadă când am fost blondă, da, păream altcineva. Ți se pare imaginile astea câteodată, îți dai seama cât de repede trece timpul și cum merg lucrurile. Uite, acolo erați voi. Era Iulie Albu cu găina. A, prima da. Apariție a Îți mulțumim mult de tot, Carmen. Eu vă căutați-o pe Instagram, dragilor. Căutați-o pe TikTok, căutați-o pe Facebook, pe YouTube și te așteptăm să vii să ne și când și când vrei tu aici, mare ești drag. Binevenită. Și te rog frumos să-i transmiți Andrianei toate cele bune din partea noastră mulțumesc și familiei mult. Tale, la fel. Mulțumesc mult, la fel. Doamne mulțumim ajută. Mult.